Dragilor, mergem mai departe și să știți că mai avem un popas de făcut în această dimineață. Oh, da. Și vorbim despre cele mai frumoase creaturi din univers. Lasă și păr ce-i drept, dar da, sunt cele mai frumoase. Lasă și dezavantaje, dar acum, având în vedere cât de drăguțe sunt, și unele pot deveni chiar foarte mari în cazul în care nu știți ce să alegeți între un cățel și o pisică, există pisici cu talie de cățel. Pisicâini, dacă vrei, poți să numești așa. Arată un pic fioroși. Puțin așa, Maine Coon se numește rasa pe care o descoperim în această dimineață alături de colega noastră, Raluca Nenciu. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, dragilor, bună dimineața tuturor. Exact cum a spus și voi, să știți că eu am ajuns în rai, în raiul pisicilor astăzi și sunt tare încântată, așa cum sper să fiți și voi de ce am găsit astăzi aici, pentru că vorbim așadar despre cea mai mare rasă de pisică domestică din lume, despre rasa Maine Coon. Cu siguranță vă veți îndrăgosti de ce veți vedea și vreau să vă spun că o am astăzi lângă mine pe doamna Gina Alban, care este proprietarul acestor minunății. Bună dimineața, aș vrea să vă întreb, care este povestea din spatele tuturor pisicuțelor pe care le vedem noi astăzi și ce ar trebui să știe cei de acasă despre această rasă? Bună dimineața! Ce trebuie să știe cei de acasă este că dă dependență. Odată ce ai cunoscut o astfel de pisică, nu cred că mai poți trăi vreodată fără. De ce? Într-adevăr, așa cum bine am spus, este vorba despre cea mai mare pisică domestică din lume. Este originară din America de Nord, din regiunea Maine, de unde vine și numele. Iată, se caracterizează prin privirea sălbatică, înfricoșătoare, spune, da? Dar în contradicție totală cu felul lor de a fi jucăuși. Dar aș spune, dacă ar trebui să caracterizez această rasă, principala calitate a ei este inteligența. Ele sunt niște căței în blană de pisică, extraordinar de inteligente, atașate de om, pot fi dresate să răspundă la comenzi, simple, dar răspund la comenzi. Ce să vă mai spun despre ei, dacă vreți să vă și arăt ceva. Da. Uite, chiar acum avem o vedetă. Ei cresc până la 4 ani, cu toate că aici ne aflăm în camera fetelor. Este un privilegiat care are voie aici, se numește Spaso, are 7 ani și este un mascul castrat. Ăsta este motivul pentru care el este aici. Vă spuneam că ei cresc, ajung la o dezvoltare completă după vârsta de 4 ani. Aici avem un exemplar complet dezvoltat de mascul Maine Coon. Până la 4 ani ei tot continuă să crească, dar nu spunem că au ajuns la maturitate absolută. Deci aici avem un băiețel. Băiețel premiat, din câte am mai înțeles. Da, extrem de premiat. Și să vă mai arăt, uite, mezina de aici, cea mai mică de la fetițe, se numește Gloria. Are 11 luni și ne va reprezenta în continuare la categoria juniori încă o lună și un picuț. Să vă mai arăt o fetiță aici, se numește History. La fel, o femelă extrem de premiată și ea ne va reprezenta anul acesta la categoria femele. Iată, se caracterizează privirea sălbatică, o vedeți, zulufii din vârful urechilor sunt specifici rasei, blana semilungă, o coadă lungă, un corp lung și drăgălășenie cât cuprinde. Este superbă și cred că furăm foarte multe priviri de fiecare dată când apare. Așa este, atât ea cât și suratele. Există un anumit tip de mâncare special de care aceste pisicuțe au nevoie, spre deosebire de o pisică, nu știu, normală, pe care o avem probabil cu toții în casă? Ideal, când te uiți la un astfel de pisică, te gândești, wow, cât mănâncă! Asta este prima impresie pe care cred că o dau tuturor. Și bineînțeles, celebra întrebare dacă asta prinjoare și că mă gândesc că e interesant. Deși am aflat că da, și că în ciuda dimensiunii pe care o au și a privirii misterioase, așa cum spuneați, sunt tare blânde și, de fapt, au și ele calități aproape la unei pisici domestice normale, aș putea spune. În primul rând vă spun că este o pisică domestică normală. Chiar dacă este cea mai mare, ea este o pisică domestică normală. La întrebarea dacă prind șoareci, da, prind șoareci, pentru că este o felină, este un carnivor.
Chiar dacă este fițoasă, premiată, frumoasă, admirată, este o pisică. Și nu se dezice de la obiceiurile practicate de o pisică. Ei prind și oare și-au prins de multe ori. Nu-i mănâncă, dar își exersează clar abilitățile de vânător pe șoareci, vrăbiuțe, gâze și alte mișcătoare. În ceea ce privește hrana, n-aș putea spune că este ceva deosebit față de pisica obișnuită. Ideal ar fi să fie hrănite toate pisicile corect. Și anume, având în vedere că sunt carnivori, n-ar trebui să lipsească din dieta zilnică a unei pisici, de oricare ar fi ea, carnea crudă. Au nevoie de așa ceva, au nevoie de elementele și nutrienții pe care îi găsim în carnea crudă. De ce credeți că ei prind șoareci, pisica normală? Pentru că au nevoie de nutrienții din șoarec cu care este carne crudă. De exemplu, în șoarec găsim o cantitate foarte mare de taurină necesară pisicii. În rest, da, să găsim o hrană cât mai cu un conținut de nutrienți, proteine, dacă vorbim de pui ridicat. Pentru cele sterilizate, la fel, este o hrană specială. Nu sunt mulți sterilizați la noi. Nu este nimic complicat în a hrăni o astfel de pisică, dar trebuie hrănită corect. Spuneați mai devreme că nu foarte multe de aici au ajuns la vârsta de maturitate, deci aș vrea să vă întreb care este vârsta maximă, care este punctul în care aceștia am putea spune de aici nu mai cresc, am aici să opresc, în jurul cărei vârste ne putem raporta? În jurul vârstei de 4 ani. Până la 4 ani ei continuă să crească continuu. Nu cresc toți la fel. Fiecare are propriul ritm de creștere. Unii cresc mai repede, alții cresc mai lent. Ideea este că, într-adevăr, la 4 ani putem spune gata, am atins maximul și de aici încolo nu mai pot crește. Poate doar în lățime dacă se îngrașă. Și blana are evoluția ei în creșterea acestei rase, pentru că este legată strict de condițiile de mediu. Fiind o pisică din regiunea rece, din America de Nord, sunt importante temperaturile scăzute. Cum la noi iernile sunt mult mai blânde în ultimii ani decât au fost cândva, suferă modificări serioase și ele. Pentru că ce vedeți neîmblănit, acum trebuiau să fie cu roba bogată de iarnă. Dacă noi am fi avut o temperatură scăzută de la sfârșitul toamnei, cum era normal. După cum vedeți, asta este camera interioară, dar ele au o curte exterioară unde au acces permanent, nelimitat, oricând ele doresc. Dacă doresc să iasă în ploaie, dacă doresc să iasă în zăpadă. În zăpadă este într-adevăr un spectacol, pentru că adoră să se joace în zăpadă. Mulțumim mult. Vă mulțumesc frumos pentru informații și cred că i-am putut bucura pe cei de acasă cu ceea ce au văzut astăzi. Mulțumim mult! Cu plăcere, vă mai așteptăm și eu sper că i-am bucurat pe cei de acasă. Georgia Vali, sunt tare curioasă să aflu și părerea voastră și să-mi spuneți cum vi s-au părut și dacă v-au atras atenția, deși sunt sigură că așa a fost. Cu siguranță, Raluca, așa este. Îți mulțumim tare mult pentru informații. Maine Coon este rasa mea preferată de pisici. Acum, de la mica uniune a pisicilor, trecem la mica unire a principatelor române, despre care povestim puțin în această dimineață cu profesorul de istorie Marcel Bartic. Neața, bine ai revenit! Bună dimineața, bine și la mulți ani. La mulți ani! E ușor cu dublu sens în această perioadă. Românii că își spun la mulți ani pentru ianuarie, dar e un motiv de sărbătoare și cred că ar trebui să celebrăm curajul în aceste zile. Așa este. 24 ianuarie chiar este un motiv de bucurie și ce simt eu acum ca profesor de istorie, în primul rând, e ca toți copiii din țara asta să știe de semnificația acestei zile. Probabil că știți, amintești, de cele mai multe ori avem tendința asta, văd așa un curent general în ultimii ani,
când vorbim despre orice ține de noi, de istoria noastră, e în zona de lehamite. Ba uite anul 1859 este unul dintre momentele în care chiar putem fi mândri de lucrurile pe care le-a făcut generația de atunci. E adevărat, și cu concursul marilor puteri de atunci, dacă vreți, rezultatul unor jocuri de strategie politică prin care cumva Rusia ar fi trebuit pusă ceva mai mult la respect. Dar pe de altă parte, actul din 24 ianuarie și aș spune, nici măcar nu aș spune mica unire, că n-a fost mică deloc. Este unirea principatelor români. Este primul pas făcut către constituirea statului român modern. Și mai mult decât atât, începutul, startul unor reforme de care societatea românească chiar avea nevoie. Le reamintesc telespectatorilor noștri de cele mai importante, de departe, legea instrucțiunii prin care copiii au primit dreptul de a merge la școală gratuit și obligatoriu, pentru că educația nu este doar un drept, este o obligație. Nu putem să facem pași înainte fără acest domeniu absolut esențial al societății românești. Legea rurală, prin care țăranii au fost împroprietăriți, sau mă rog, măcar s-a încercat, a fost un pas, că legea respectivă n-a avut neapărat succesul scontat. Și în al treilea rând, legea secularizării averilor mănăstirești, prin care, iată, cumva un sfert din pământul arabil din principatele române trecea în proprietatea statului. Lucruri importante de adminte, un suflu de modernitate, dacă vreți, și sigur că de asta se datorează, e un fapt datorat generației care încă de la Revoluție de la 1848 a reușit să-și concretizeze obiectivele astea. Dar dincolo de asta, să știți că de obicei le mai povestesc copiilor, dacă luăm evenimentul ăsta, personalitățile astea istorice, și le urcăm pe un soclu și avem festivismul ăla și seriozitatea, copiii nu vor înțelege nimic. Așa, de multe ori încep activitățile mele de 24 ianuarie cu lucruri care țin de viața lui Cuza. Trebuie neapărat, dacă îmi dai voie, trebuie neapărat să spun un detaliu. Știi, se spunea că Alexandru Ioan Cuza avea obiceiul să mai iasă seara deghizat, așa, în om obișnuit, să mai vadă ce mai fac oamenii prin țară pe acolo. Și se spune că într-o seară, cum se plimba el prin oraș, a dat de un soldat care chipurile trebuia să stea de pază la porțile orașului acolo. Așa. Și ce să vezi, soldatul nu făcea altceva decât își lua micul dejun, prânzul și cina. Cu un pic de brânză, cu o pâine, cu o ceapă. Ajunge Cuza lângă el. Soldat, ce faci aici? Mănânc. Cum să mănânci? Păi nu trebuia să stai de pază. Așa. Și tu știi cine sunt eu? Ești vreun sergent? Ceva? Mai mare. Locotenent? Mai mare. Colonel, ceva și mai mare. Ai doar nu cred că ești Cuza Vodă. Ba da, aoleu, ține și tu pâinea cu brânza asta să-ți dau salutul, știi? Cuza a fost o personalitate absolut fascinantă, pentru că e adevărat, cu lumini și umbre, nu mai intrăm în detalii foarte mult acum, prefer de cele mai multe ori să mi-l amintesc pentru rezultatele remarcabile pe care le-a făcut, cel puțin în perioada 1859-1864. După 64 e ușor discutabil ce s-a întâmplat cu domnia autoritară, dar a pus bazele statului român modern, și reformele de care îți povesteam un pic mai devreme erau imperativ necesare pentru societatea românească. Crezi că ar fi util acestei generații un film despre Cuza? Un film care să prezinte aceste lumini și umbre și din care să înțelegem personajul și contextul acelei perioade mai bine? E o întrebare foarte bună. E adevărat, s-a făcut un film despre Cuza, dar s-a făcut, nici nu știu cum să o spun, cu o anumită încărcătură naționalistă, cumva, cu istoria pe care ne-o dorim, nu așa cum a fost de adevăratele. Ce mă încântă, în schimb, foarte mult, ca moldovean venit de la Iași, absolvent al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, știu că s-a scris foarte mult despre Cuza. Sunt cercetători care știau și ce șosete purta Cuza într-un anumit moment al vieții lui. Avem o literatură foarte, foarte bogată, cercetări foarte serioase, studii foarte multe. E adevărat, pentru popularizarea lor e nevoie de ceva mai mult. Și sigur, cinematografia face pași timizi în direcția asta. Poate n-au ajuns, iată, încă la personalități precum Alexandru Ioan Cuza, dar mi-ar plăcea să se întâmple. Mi-ar plăcea să avem poate mai multe documentare despre perioada respectivă. Imaginați-vă societatea românească atunci ca un copil care descoperă lumea și mai pune mâna pe niște lucruri pe care nu trebuia să le atingă, încearcă, experimentează. Ăsta era statul român modern la 1859.
după Revoluția de la 48, deja știau ce au de făcut. În prima jumătate a secolului al XIX-lea și-au propus, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea chiar au făcut. Și mi-amintesc, dacă mai am un pic de timp, să vă dau exemplul felului în care au știut să pună în aplicare prevederile Convenției de la Paris. Foarte pe scurt, marile puteri, după ce au luat act de dorința de unire a românilor, s-au reunit la Paris și acolo au redactat un document care urma să joace rol de Constituție pentru principatele române. Și atunci au zis așa, ok, bine, am înțeles, vreți să vă uniți, minunat, ok. Hai să vă lăsăm să vă uniți, dar nu prea tare. Nu prea tare, să fie două principate cu un soi de adunări pentru fiecare dintre ele, cu cât un domnitor pentru fiecare dintre principate. S-a înțeles? Vă unim poșta să puteți să vă trimiteți scrisori. Da, da. Surprinzător, românii care de obicei făceau scandal așa, știi, când nu primeau un răspuns favorabil, au zis da, da, mulțumim frumos, Vasile Boierescu spune la un moment dat, Europa ne-a ajutat, rămâne să ne ajutăm noi înșine. Și am făcut-o, o, da, ce am făcut-o. Pe 5 ianuarie, după cum bine știm, mă rog, după oare și ce scandaluri prin Moldova, pe la noi prin Moldova întotdeauna s-a lăsat cu scandal pe acolo, inclusiv cu o mișcare separatistă, că parte dintre moldoveni prea au fost de acord cu unirea. Așa, și pe 5 ianuarie l-au ales pe Cuza domnitor al Moldovei. După vreo două săptămâni, pe 24 ianuarie, după niște jocuri de culise, după ce au scos liberalii vreo 30.000 de bucureșteni în fața Palatului Mitropoliei cu niște furci în mână ca să-i convingă pe conservatori să-l aleagă tot pe Cuza, uite, s-a întâmplat și lucrul ăsta. După care a fost așa un moment de surpriză din partea marilor puteri. Auleu, păi ce ați făcut? Ce am făcut? Păi voi v-ați ales un singur domnitor? Păi da. Păi nu ne-a zis să nu fie diferit? Păi noi ce v-am spus în Convenția de la Paris? Și noi am făcut niște ochi mari, bă, ai de mine. Dar noi n-am înțeles că trebuie să fie persoane diferite. L-am ales pe Cuza în Moldova? Da. L-am ales pe Cuza în Țara Românească? Da. Unde am ce greșit? Ce coincidență! Ah, da, în fine. E un moment, dacă vreți, de ingeniozitate politică. Pentru că, într-adevăr, politica faptului împlinit, iată, ne-a ajutat să întoarcem situația asta în favoarea noastră. Să nu uităm totuși suportul oferit de Franța. Împăratul Napoleon al III-lea, care a jucat un rol fundamental în actul Unirii de la 1859 și pentru care cred că trebuie să avem un pic de recunoștință, și de asemenea jocul ăla destul de complicat al relațiilor internaționale în care Rusia trebuia totuși pus un pic la respect. România, noul stat, să știți că până în 1866, când a fost adoptată Constituția, prima Constituție modernă a românilor, nici măcar nu a fost, dacă vreți, acceptată oficial denumirea de România, cât aceea de Principatele Române, Principatele Unite Române. Marcel, te invit să revii și să povestim poate și despre similitudinea relațiilor internaționale din acea perioadă versus perioada pe care o tranzităm acum, pentru că, iată, marile puteri de atunci, cumva raportându-ne la acele mari puteri de acum, sunt similare, iar poziția Rusiei cumva e similară, dar cred că sunt și diferențe pe care cei mici merită să le înțeleagă și în context contemporan, așa că revin o să mai povestim. Sunt. Și dacă mai avem un foarte, foarte scurt răgaz, voiam doar să spun că atunci principatele române erau totuși încă vasale Imperiului Otoman. Noi acum, nu mai e cazul, facem parte din Uniunea Europeană, din NATO, situația noastră este incomparabil mai bună. Într-adevăr, și cred că merită să celebrăm și această evoluție. Îți mulțumesc tare mult pentru informații. Dragilor, luăm o scurtă pauză de publicitate, dar ne întoarcem repede, repejor, așa că rămâneți pe Metropola TV.